Lipsa de educație, dar și lipsa simțului civic au făcut ca pe străzile și în parcurile din orașul Constanța să fie văzute la tot pasul gunoaie, ambalaje de plastic și peturi. Asta și pentru că orașul de la malul mării duce o lipsă imensă de coșuri. Cele existente sunt vandalizate, iar în alte locații lipsesc cu desăvârșire lucru care îi deranjează pe cetățeni. Prin orașul de gunoi ar trebui de la primărie funcționarii care stau acolo, o grămadă, să plece pe teren și care îl vede să-l amendeze. Cu jandarmi, cu cine, dar e mizerie mare. Păcat de orașul ăsta. Dar de ce nu ia măsuri cu aia care le strică? Poliția, de ce nu ia măsuri? Aia să fac. Până în prezent cei de la organizația non-guvernamentală Green Pact au făcut o monitorizare a coșurilor de gunoi existente și au ajuns la concluzia că mai bine de 40% dintre acestea nu mai există sau sunt vandalizate. Situația însă pare că se va îndrepta în viitorul apropiat pentru că vor fi montate noi coșuri de gunoi. Primele 700 de noi recipiente pentru colectarea gunoiului au fost deja achiziționate. Conform reprezentanților primăriei, ele nu vor mai fi amplasate pe stâlpi ci vor fi montate separat. În urma acestor concluzii am avut o discuție cu Municipalitatea, cu Primăria Constanța și s-a luat decizia ca acestea să fie schimbate cu noi pubele de gunoi, cu un alt design și cu un alt sistem de, de montaj. Pubelele de plastic nu vor mai exista. Până acum s-a ales varianta coșurilor de gunoi din plastic datorită prețului mic, nefiind luate în calcul aspectul, dar nici funcționalitatea. Tot reprezentanții ONG-ului au propus ca noile recipiente de colectare a gunoilor să aibă montate un chip care să permită monitorizarea digitală. Prin acest sistem vom vedea dacă compania de salubritate își face treaba, adică cât de des uh, curăță coșurile de gunoi, dar prin acest sistem putem să vedem și uh, să centralizăm coșurile de gunoi de pe spațiu public, astfel încât să nu ajungem în situația în care suntem acum, să nu știm câte coșuri avem efectiv pe, pe domeniul public. Oricum, toate acestea vor fi în zadar dacă nu va crește și gradul de civilizație și dacă cetățenii nu își vor modifica comportamentul față de bunurile publice și mobilierul stradal. Totodată, primăria Constanța ia în calcul și posibilitatea ca societatea de salubrizare să preia nu doar responsabilitatea golirii coșurilor de gunoi, ci și aceea de a le cumpăra din bugetul propriu și de a le întreține.